Bun găsit! Vreau să vorbim astăzi despre buganvileea, despre floarea de hârtie atât de frumos colorată în roșu, roz, galben, alb, siclam. Siclam este culoarea clasică pe care o găsim în florării. Ceea ce admirăm de fapt la plantă este nu floarea, ci aceste frunze modificate, se numesc bractee. Ele sunt colorate și ele dau specificul acestei plante. Florile sunt de fapt foarte mici, le vedem aici, sunt albe și nesemnificative. În România creștem floarea de hârtie la ghiveci, ea nu rezistă în grădinile noastre decât cel mult pe perioada verii. Buganvileea este o plantă iubitoare de lumină, căldură și umiditate. Pe toate le găsește în mediul natural, acolo unde se simte bine. În apartamente va trebui să-i creăm noi acest spațiu. Cum îl menținem? Prin udări sistematice. Pământul ei trebuie să rămână în permanență reavăn. Trebuie să nu-l lăsăm să se usuce. Menținem asta prin udări odată la 2-3 zile. Atenție la perioadele caniculare, ar putea să aibă nevoie de udări mai consistente și de obicei este bine să udăm seara plantele sau dimineața de vreme. Buganvileea se mulțește ușor prin butaș, ei se prelevează primăvara, trebuie să tăiem lăstari, 2-3 noduri, tăiem, îndepărtăm frunzele până în vârf, nu trebuie să lăsăm frunzele să aibă contact cu apa. Înrădăcinează destul de anevoios dacă nu are stimulent. Cu un stimulent de înrădăcinare există șanse foarte mari să obținem o plântuță frumoasă. E bine ca peste plântuța pe care am pus-o la înrădăcinat să punem un pet care va ajuta ca aceasta să se prindă mai repede. Sper că v-au fost de folos informațiile pe care le-ați primit astăzi despre buganvileea. Eu sunt Oana Matei și până data viitoare vă aștept pe Facebook Îngrijirea Florilor, vă aștept pe site îngrijiraflorilor.ro cu întrebări, cu sugestii și numai de bine!